drepți? Măi, Lari, ce faci? Ne aducem aminte din tinerețe. Păi, hai să ne aducem aminte din tinerețe. Eu sunt tânăr și acum, dacă îmi pare rău. Dar te-a recunoscut el? Da. El a recunoscut. Tu nu l-ai recunoscut pe el? Sau? Cum nu mai țin aminte, era mică. Ce... Cum a fost recunoașterea? În grup a fost? Sau? Recunoașterea a fost. Știi cum era? La drum de seară să moră mama. Domnul Comandant, dacă am făcut eu. Și peștișorul de aur s-a transformat într-o minoră de 14 ani, domnul judecător. Cam așa. Sunt de apreciat, oamenii ne scrie, Mădălina, care își urmează visuri. Mă refer la Larry, bravo lui. Este un om extrem de sensibil și plăcut. E adevărat, noi am plâns aici. Următoarea întrebare din partea altui telespectator, nu o pot citi, nici măcar cu bipuri. La adresa... Da, nu, uite, o pun frumos, nu, tot la adresa lui Larry. Larry are o prietenă, ca să înțelegi. O cheamă Flavia, nu? Da. Bun. Te va șerta sau ce? Asta ți-am citit, un adevărat maestru. Nu mulți pot cânta ce cântă mexicanul. Îi mulțumesc. Ce nu cântă mexicanul, pot cânta alții. Acum trebuie să ne întoarcem la al doilea band. Deci tu ai venit cu două banduri. Zi, ca să înțeleg. Deci primul band e al lui Venus. Mă, dar de unde Venus? Așa te cheamă? Așa mă cheamă, da. Fără mișto. Venus, Venus, nume de familie? Sau prenume? Este prenumele meu. Porocle, porocle. Nu, dacă e prenumele, e așa. Nu e poroclu. Nu e este mai rău poroclu, mai rău poroclu. Mexicane, nu e poroclu. Mama, să poate și cu mine. De numiri la femei. Mi-e plac la vitrina acolo. Da. Libertatea. Auzi, m-a sunat pe mine. Dar Venus e zeița frumuseții, deci te-a ursit cum ar veni, nașii sau cine ți-a pus numele, nu? Mama. Eu am o vecină care îmi face curat, pe care o cheamă Frunza, pentru că atunci când mă s-a aflat că e însărcinată, zic, mă, dar de ce ți-a zis Frunza? Că de o frunză, măi, Maroși. Ce mi-a zis Frunza? Mă rog. Sunt o frunză în caleta, da. Pe mine, eu am primit un telefon acum câteva zile, eu am un nebunit cu Facebook-ul, crede-mă, sunt dependent, deci dimineața, seara, nu se vede după ochi. Da, sunt turbat. Bine că nu e cocaină, altea asta. Boierul meu. Crede-mă, mai bine stai liniștit când te virusează. Nu pot să bag numărul telefon. Da, am înțeles, dar eu eram, nu știam să-i dau drumul, nu știam nimic. Vedeam la copii pe acasă, vedeam, aruncam. În fine. Și primesc un telefon. Alo, Marian, o voce frumoasă la celălalt capăt al firului. Da, eu, protocolar, s-au luat mâinile. Cu cine am onoarea? Vis-a-vis de țigan și de cum ai vorbit tu și cum vorbesc țigancile. Și ea încerca să-și ascundă accentul ăsta de țigancă, dar țigancă de aia, dar noastră, tot țigancă de-a noastră e, dar bine, eu sunt îmbrăcat puțin mai așa, uite, mă uit și la Barosan, hai de-aia cu fuste, cu dinți, de aur, cu de-astea și... Care nu sunt întotdeauna de aur, că a avut și frunza, doi și i-a pus înapoi. Te văd pe mexicane, în portul tradițional. Portul tradițional. Așa e, că da. De ce să ne văd? Corect. Portul tradițional, da, ea, săraca, care e foarte frumos. Știi? Eu am zis, da, cu cine am onoarea? Știi, evita să vorbească. Da. Evita. Nu prea am tangențe eu, știi? De ce? Că evităm noi între noi țigani. Eu am numai cu româncile, numai cu găgile. Nu mă bag eu cu țiganele, cu românele. Bun. Și la un moment dat îi spun, dragă, dar te rog frumos, chiar sunt într-o emisiune, sunt undeva, domn, eram acasă. S-a închis, tu vorbeai din emisiune. Nu, nu pot, chiar, da, eu dădeam de mine, Și am spus la un moment dat, domne, dar cu cine am onoarea? Te rog frumos, spune. Deosebită plăcerea de a discuta. Și ea mi-a spus, o admiratoare de-a ta. O admiratoare de-a ta, Mariane. Admiratoare. Eu hazul tău l-am povestit, dar tot așa, apropo de Frunza, eu o cunosc din copilărie, are săraca trei copii, o ajut, țin foarte mult, în copilărie cu ea și nu mă ferez de treaba asta, adică nu consider că omenia ține de culoarea pielii. Și fata pe la primul copil când a născut, zice, dar povestește haios așa, zice, măi Maro, zice, m-am dus la piață la noi, la Latin aici și mâncase în seara fasole. Și când am venit cu pungile, uite așa, burțile, uite așa, în colțul la stradă, puiul al meu, fisul, dădea de-n picioare, dădea. Și m-am pus pe blog la grama să nasc. Și am țipat, și am țipat, până am simțit o ușurare, făi Maro, dar mi s-a dus toate durerile. S-a terminat, da. Și cum așa, a venit Gagiu, nume de familie, Gagiu, Gagiu tata. Maro, m-ai tăiat, Mara, m-ai tăiat, gata. Și a venit Gagiu, zice, ce-i faci, pă? Da, eu i-am zis ca în filme, arată-mă copilul, ce să-ți ară fătăi căca pe tine? Mă, căca de la fasole. Aoleu! Scuzați cuvântul fasole, scuzați cuvântul fasole. Scuzați cuvântul, a
Așa, duce-o pe trage Frunza. Trage-o puțelul mai aproape. Deci, nu, okay. Acum povești din asta de viață. Ea locuind în centrul Bucureștiului, deci nicio treabă. Băi, mor de râs. Deci, când, deci ea săraca se stricase la stomac, ce i s-a părut ei din crampele alea că a născut? Și, și după aia ca în filme. Mă, gagiule, arată în copil. Și au încurcat actorii cu filmul ăla care a fost cu ăștia, cu ăla, cum îi spune. Trebuia să fie acolo tu. Tu trebuia să fii în locul lui... La Regina. Da, da, tu trebuia să fii. Da, ți-am povestit pe care nu știu toată viața mea. Ți-am spus așa cu un mare fotbalist, dar nu-i să dă numele, că nu stă. Eram acum, ani, eram în, prin regie pe acolo și când ne maturam, mergeam în țigănie noapte. Mâncam, beam și ai, eu știu. Da, și mă băgam prin patru cuii pe acolo, luam de gât pe fete, pe bărbați, cu dumneavoastră cremată, mă băgam acolo. Și ăsta zice, cântă ceva, aveau stachite în casă, să n-am parte. Da, bă, așa era, din calciu, din calciu, din calciu. Te duc eu la, te duc eu. M-am ridicat, că m-am venit o clipa și m-am dut alea. Eu am intrat într-o casă care aveau și stalagmite. Păi nu, și stalagmite avea. Și meduze și tot. Și ăsta era jucător de natură, dar nu ne cântă nimic. Și a venit o țigană cu bătrâne. N-aveau cu ele. Aoleu, bă, dacă n-am văzut stalagmite. Era mare fiță care avea calciu de la Cato, așa și spunea. Erau mici, bă, mexicane. Da, unii avea și așa și din părți avea și păpărezi. Da, mă, hai să vă mai citesc niște mesaje. L-am auzit pe mexicanul cântând muzică italiană superb. Ar putea să ne cânte ceva și în seara asta? Hai de capul meu, sunt dat dracu, tu nu știi? Cu gura sau cu acordeon? Băi, nu, mai eu nu cânt la gură. Am înțeles. Deci eu cânt numai la... Bun. Da, dar până atunci trebuie să cânte și solista noastră. Ia cânte, fă tu programul, că nu știi. Da. Ce după aia să nu uiți de muzica italiană. Deci... Da, nu am să uit. Ea o să cânte tot la fel, live. Hai, domnișoară dragă, ea a câștigat foarte multe spectacole, festivale, a fost peste tot, peste tot. După ce ea spun, după ce cântă? E da? Albastru microfonul? Ia vedea dacă merge, 2 avei, 2, 10, 9, 2, 4, trece de returnele cu eu companie de aici, țin fondul, bă, da? Cum vorbești, nu știu că ești Adrian Peter, da, eu sunt pe... Ești pe FF, să nu pierdem. Lângă ea asta merge, nu? Primul rând. Să ne asigurăm dacă merge să nu facem vreo boacă, mă, stimați privitori. Nu merge. Nu merge ochi. Asta? Pentru că... Ce se întâmplă? Ce nu merge, mă? Stai puțin că rezolvăm. Ce nu merge, Vali? Zi! S-a pus atât de și merge. Dar de unde știi că nu mai merge? Da, să arată că e în stand-by. Și celelalte soluții merge? Și ce ești nervos? Nu merge. Trebuie luat. Merge, unde? Merge. Să punem puțin control aici, te rog frumos, ca să cântăm frumos. Da, ridică-ne boxa să ne auzim. Ai o dedicație, ceva? Da, trebuie să fac o dedicație pentru toate doamnele, pentru că este 1 martie, urăm și noi la mulți ani și pentru... Domnișoara, doamna Mara. Doamna Mara, mă, că pe 17 acum cântăm, avem la botez, avem... Moți, am fost anul trecut. Moți. Mai ții minte, măi, dragă Mărie, că nu erau struguri copți la vie. Și tu erai mică, măriuță, nu știai să-i dai nechicuriță. Și tu erai mică, măriuță, nu știai să-i dai nechicuriță. Când era cicoarea-n bobocită, tu erai mică și probotită. Aveai băsmăluța roșioară, mirosea ea flor de primă.
primăvară. Avei pe smăluța rușioară, mirosea ea flori de primăvară. Dragoste, ce te ții mereu numai de mine? Tu ești pentru mine o pacote și nu pot ca să mai scap de tine. Ai venit când nici nu m-așteptam și-ai aprins în suflet vâlva taie. Nu mănânc nici noaptea, somn nu am, pentru tine, dragoste bălaie. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară. Îmi e neca și mi-e rușine, dar naiba dragoste în tine. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară. Îmi e neca și mi-e rușine, dar naiba dragoste în tine. Dar ar naiba în tine, dragoste, și mai rău să te blestem în vine. Când mai sunt atâtea suflete, unde m-ai găsit tocmai pe mine? Ai venit când nici nu m-așteptam și-ai aprins în suflet vâlvă taie. Nu mănânc nici noaptea, somn nu am, pentru tine, dragoste, bălaie. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară. Îmi e neca și mi-e rușine, dar naiba dragoste în tine. Și ai făcut ca să mă doară. Îmi e neca și mi-e rușine, dar naiba dragoste în tine. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară. Îmi e neca și mi-e rușine, dar naiba dragoste în tine. Foarte bine, Tora, foarte bine, Tora. Marculescu, melodia care l-a consacrat asta, asta e Șaraiman. Șaraiman, da. Ia lui Romica Fuceanu Șaraiman, îmi pare rău, nu ia lui Costi. Baba Iacule. Da, da, da. Costi încă trăiește. Mă rog. A, da. Cel puțin așa a ajuns și la noi informația. Hai să-și citesc un mesaj, să te iei cu lumea. Ia uite. Tatoiu a declarat că este în zonia maimuță, în zodiacul chinezesc. Serghei este în zodiacul chinezesc și este și în zodiacul chinezesc maimuță și în zodiacul românesc tot maimuță. În zodia macaca, adică aceea zodie ești și tu ești praf, Serghei. Forță, mă, bravo, mă, mai și înjurat. Nu te, mă, dar ce tot fiecare... Și eu sunt maimuță în chinezesc. Îi răspunde cineva să tragi din Serghei. Dar nu e problema asta, nu trebuie să te iubească toată lumea. Și ca să vadă că suntem o televiziune corectă, spunem orice. Chiar dacă scrie urât despre mine, luai aș puțin familia. La Paris? La Paris! Dacă la Paris? Lăne la un vacanță! În vacanță! Știi, mă, melodia aia lui Toma Coanda? Da. Așa la Paris? Dacă nu, vrei deschis, ia fiate. Bună seara, Mara și Serghei și invitaților. Îmi place foarte mult de mexicanul poreclit și regele acordioniștilor. Deci da? Nu acordeoniștilor. Aș dori și eu o melodie a lui mexicanul pe care a cântat-o socrul său, Marin Lincan. Foarte frumoasă melodia, o seară minunată în continuare. Nu pot mulțumesc decât să apreciez mult, talentul mult invitaților din această seară, spune altcineva. Altcineva oftează, of, mama, așa solistă să tot fie, nu înțeleg aceste oftaturi. E cu ochii pe tine, seama.
Nu știu la care s-a referit. La ea, că e mai slăbuță, nu? E cu ochii v-amândouă. Rugămintea mea este să te ridici în picioare. A mea personală. Dacă te poți ridica în picioare, pune-ți culele platoșa pe tine. Lari, ia-ți un microfon. A, să cânte ceva cu Lari? Da, aici nu se poate. La cel, am 7 mesaje în care... Deci îți dai seama ce iese acum? Nu știu ce iese, dar e o orgasm cosmic o să am. Pentru că să știe, eu îl plac foarte mult pe Lari. Ce deci vrei? Vreau la o improvizație, că dacă ai fost la școala populară de artă, Lari trebuie... Dar la ușoară am fost, n-a fost la populară. Omul îți cântă orice, de la, la Șatilaș, pe min cantarii, la șansonete de pe Șanzelize. Tu dă comanda. Păi tot asta? Tot asta. Nu mă tot asta, schimbă. Nu, muzică ușoară, dacă e ceva. Te încumeți? Momeca, mă, cine este? E rudă cu Clejani, mă. Românejele noastre s-au de toate doamnele. Stai puțin, atunci... O melodie mai ușoară. Putească, dar nu. Edith Piaf... Astăzi e ziua ta, poftim. Nu, 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 franțuzește, omul e francofon. E francofon, dar nu știi. Rien de Rien. Rien de Rien, o știi? Da, cum să nu Piaf. Rien. Hai, mă, zică, e ușoară asta, o cântă-și bunica mea. Dar să mă spui când să-i drum, dă seama. Când vrei tu, mâine. No, rien de rien. No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Que m'a fait ni le mal, tout ça m'a bien égal. J'y allie à la fond, j'ai grand plaisir, j'ai les fous baissés yeux, balayer mes amours. Avec le tremolo. Vai de capul nostru. La... Doamne, ferește. Da. Da. Mulțumesc. Că e bună. Să cânte mexican, italiană, nu? Da, în italiană ai rămas dator. Mă mai citesc câteva mesaje fără supărare. Cei mai buni instrumentiști sunt țiganii și de-aia mă mândresc cu etnia mea. Ne scrie Sergiu, probabil și el e foarte bine, țigan. Domnule. Vă pup. Asta e cel mai bun instrument. Poți să cânte. Diclești până aici să citești ceva? Thank you.
Bineînțeles că acest fragment din Carmen de Bizet era cu totul și cu totul altfel, dar a trebuit să cânt un fragment mai micuț. Da. Că altfel... Ai împletit italiana cu spaniola. Carmen era de la Spania, ce ai cântat inițial a fost italiană, ci că mesaje. Lari cântă mai bine decât Ioana Popescu oricum. Cine Ioana Popescu? Cum? Cine Ioana Popescu? Păi bă, băiatule, tu trăiești degeaba. Hai, de ar jumate din Liga întâi. Nu te uita la Somalia, că zice da, da că așa e. Ar vrea soartă Somalia, ar vrea soartă. Nu știi pe Ioana Popescu, ziarista porno? Nu ești ancorat în realitatea mondenă, Lari? Nu e ziarista porno. Chiar. Așa e denumită de presă, ziarista porno. A, presă. Da. Mara, te rog, transmite-i domnului Mexicanu că mă simt foarte mândră pentru faptul că acum 22 de ani a cântat la botezul meu. Că dacă ai sub ovuna și hai reclamați. Nu, îți spune Dana din Pitești, este numărul 1 în tot ceea ce face. Deci o fată care are 22 de ani și i-am cântat la botez. I-ai cântat la botez, îți dai seama ce bătrân ești? Că dacă ai vreo reclamație la 22 de ani... Stai cum s-a terminat emisiunea. Stai. Hai, cântă cineva, ce zici cu acordul dumneavoastră, domnilor, să mai cânte o fată cineva? Cine vrei tu că sunt... Hanina. Mexicanul mi-a plăcut cum a interpretat Habanera la acordeon. Ești de nota 10, cinste ție să ne cânti și să ne cânti pe viitor. E o piesă. E o vecină, da. O vecină din... cum a zis, la Jura Mare? Ai cântat numai Habanez asta? Eu dacă habar n-am... Domnul Habaneză pentru spectator. Ce cântăm acum? La Cârciuma din cartier, dedicație pentru domnul Serghei, pentru toți bărbații. Da, și de ce? Toți bărbații sexy și de vreme acasă la 5 dimineața. Pentru că Serghei face parte din elita aia a oamenilor deștepți și buni, care au știut și au gustat din viață. Noi suntem de ăștia artificiali. Uite aici un bărbat adevărat care a știut și nu mai vorbesc de prieteni, de una de altă. Nu, eu spun adevărul, mea culpa dacă e ceva. Deci... Lari, pasează microfonul cu... chiar cu adevărat. Lui cu adevărat, Venus, că nu pot să zic Venusei. Cum sau ar fi, Nina. Corect. Știi ce înseamnă o tavernă? Adevărat tavernă, nu restaurantele. Că restaurantele din ziua de astăzi, cu toate că tu ești patron a multor lanțuri de restaurante, de fapt, a multor lanțuri de restaurante. Un singur lanț, da. Foarte celebre. A, așa, e și pe litoral, dar, știi că aveam un prieten care avea câteva rulote și aveam un lanț de magazine. Da, dar tavernele de acum 25-30... Cele mai tare, vreau să fac aia cu sifoane, cu latul din aia de gheață de metal. Înseamnă că avem loc acolo, o orchestră, un spate de... Dar știi cum erau alea? Că erau latul din aia din metal care țineai cu gheață, știu, sifoane și cu vin. M-am prins până la 40 ani, am prins ceva. Așa vând aia și hot dogi pe afară. Ai văzut că au alături gheață cu, știi, dar fac și hot dogi. Hai, Ninuță, dacă este gata. Tu ai putea să faci chiftele. Sau aș putea să fac sub braț. Da. Trenulețul se cheamă, mereu spun. Nu mă, trenulețul în asul, mai spune. La cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astăzi seară să-mi petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut cât o beție, iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film curaj ca pur, măturător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Și când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început, când am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut.
și prinț și cerșetor. Un om cinstit, un trădător, numai cu viața de familist. Eu niciodată n-am glumit, am mai și râs de-o nerozie. Am fost bogat, am fost falit și în toată lumii nebunie. Eu publicul mi l-am iubit, sunt vagabundul vieții mele, ca într-un film curaj ca cup, măturător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Și când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film curaj ca pur, măturător de praf de stele și cu surgiu, fără cusur. Și când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât.